Salută, prieteni, bine ați venit pe lecții de informatică, sunt Iosif Botnar, vă invit la un nou tutorial C# aici pe lecții de informatică. Acest tutorial are de scop să discutăm despre grupare utilizând link. Bun, să începem să creăm un proiect de la început. Așa. Bun, voi crea un proiect în consolă utilizând .NET Framework. Să-i schimb calea aici, am un folder special pentru proiectele pe care le fac și am să depun proiectul acesta în acest folder. Așa, și am să denumesc acest proiect grupare link. Așa, click pe create. Așa, bun. Da, proiectul este creat. Da, vom începe prin crearea unei liste, utilizând acest cuvânt că e list. Tipul acestei liste va fi students, care este de fapt o clasă. Așa, și voi denumi această listă, adică elementele, datele acestei liste vor fi stocate de către această variabilă students, da? Așa, da, avem eroare pentru că nu avem această clasă, practic. Trebuie să creăm această clasă, dar apare aici beculețul acesta, mergeți pe el, dați click pe săgeată și creați clasa, da? Generate type students, deci va genera o clasa students într-un fișier nou, in new file. Da, clasa a fost generată, mergem în Solution Explorer, aici este clasa, dublu click pe clasă, da, și aici să creăm niște proprietăți, da? Deci ce ne-ar trebui? Da, deci foarte pe scurt, da? Ne-ar trebui un ID. Da? Da, init era bine. Bun. ID. Ne-ar trebui nume, de asemenea. De data aceasta vom avea string. Vom scrie aici nume. Așa, din nou string, pentru că aici vreau să scriu gen, deci vreau să grupez studenții după gen. Da, și să scriem și anul, da? Această proprietate va avea tipul integer, tipul întreg, da? Anul. Cred că este suficient, pentru că este doar un exemplu. Să-l facem cât de simplu este posibil, da? Să nu complicăm foarte mult acest exemplu. Și haideți să populăm această listă. Cum vom popula? Deci scriem variabila care stochează datele listei, da? Deci student, și aici vom face o instanță a clasei student. Așa. Și atunci ce ne trebuie aici? ID-ul, da, 1. O altă proprietate este nume. Deci populăm cu date aceste proprietăți. Să spunem așa, Iosif. Anul. 1. Gen. Masculin. Aici pun și virgula.
Haideți să copiem de mai multe ori această linie de cod și vom schimba doar datele. Bun. Și aici vom scrie 2. Vom scrie un alt nume. ID 3. Și hai să folosim un alt nume. Așa, masculin. Doi, să spunem. Deci niște date așa aleatoare aici. Anul 3. Aici 6, 7, da, masculin, anul, să punem 3, și aici să scriem Olivia, spre exemplu, ID 8, să spunem anul 2. Feminin, genul. Da, am populat această listă studenți cu aceste date pe care le vedeți, așa. Și acum haideți să scriem un link care este de fapt să grupăm aceste date în funcție de gen, utilizând link. Acesta este scopul acestui tutorial, de fapt, dar pentru aceea voi utiliza o variabilă tip var care va stoca rezultatele acestui link care va grupa datele din lista respectivă în funcție de gen și am să o denumesc students gen, așa, from, să spunem, s in students, da, pentru că aceasta este colecția pe care o utilizăm și din care se va face gruparea până la urmă, da? Enter. Iar gruparea se face cu acest cuvânt cheie grup, după care din nou scriem variabela s, care acum practic va stoca toate aceste date din această listă studenți, din această colecție, da? Și gruparea să se facă după by, după gen. Descriu din nou variabila și accesez proprietatea gen, da? Deci, în felul acesta, putem face o grupare utilizând link. Acum, haideți să listăm în consolă, utilizând acest for each. Și aici, în loc de item, am să pun st, să fie puțin mai sugestiv. Și sigur că aici colecția va fi, de data aceasta, variabila studenți gen. Da? Așa, și aici voi folosi consolă. Write line. Așa. Voi folosi acest simbol dolar, după care acolade. Dar înainte trebuia să pun ghilimele. Și în interiorul ghilimelor acolade. Așa. Și aici voi folosi această variabilă st, care de fapt stochează
toate datele din această variabilă StudentsGen, care ce stochează, stochează rezultatele acestei grupări de tip link, adică grupează toți acești studenți în funcție de gen. Și avem aici o proprietate, această proprietate key, care are această capacitate de a returna cheia după care se face această grupare. Care este cheia după care se face această grupare? Gen. Da? Și atunci o să avem, practic în acest fel, doar cheia. Deci o să avem doar masculin și feminin. Haideți să vedeți. Bun, haideți să salvez. Execută această aplicație. Așa. Bun. Deci avem, așa cum am spus, masculin și feminin. Pentru că acest lucru face această proprietate key. Adică grupează și listăm, practic, cheia după care se face gruparea acestor studenți. Cheia se face după gen. Deci avem două genuri, masculin și feminin. Deci atât am făcut până acum. Desigur, probabil veți spune, ei, și ce facem cu asta? Ar trebui să grupăm toți studenții pe aceste două genuri. Da, așa este. Și atunci, pentru a face acest lucru, atunci voi mai utiliza un for each în interiorul acestui for each, da? Și atunci aici voi folosi o variabilă pe care o denumesc str, așa, și colecția va fi str, adică această variabilă de aici. Bun. Așa. Și din nou console write line, din nou acest dolar, așa, ghilimele, acolade. Bun, și aici voi, cum vreau să fie grupate? Vor fi grupate pe gen, dar pot să utilizez și alte date acolo. De exemplu, vreau după nume, da? Evident, doresc să grupez studenții după nume, da? Deci nume, așa. Și care este cheia după care grupez acești studenți, este genul, da? Și atunci aici voi folosi genul. Bun, haideți să executăm. Bun, și aici avem, acum grupați toți studenții după gen. Avem masculin, vedeți? Iosif masculin, Cristian masculin, Ionel masculin, feminin și mai departe. Un pic trebuie să ajustez aici, pentru că nu arată foarte bine. Așa. Haideți să vedem acum, poate și aici un pic mai distanța mai mărișoară. Ok, mergem pe Start Without Debugging. Și acum se vede ceva mai bine. Deci avem masculin și aici avem lista tuturor studenților care au acest gen masculin. Iosif, Cristian, Ionel, da? După aceea avem feminin. Carmen, Andreea, Angela, Cristina, Olivia. Așa. Până la urmă, aici puteam să folosesc altceva. Nu trebuie să folosesc neapărat gen. Pot să folosesc, de exemplu, anul. Da? Pot să folosesc anul. Haideți să salvăm. Debug. Start without debugging. Da? Și acum avem gruparea. Da? În funcție de cheie. Da? Deci utilizăm această proprietate. Key. Da? Și avem link-ul. Da? Și gruparea se face după gen. Și în cadrul genului avem acești studenți. Masculin, Iosif, anul 1, Cristian, anul 3, Ionel, anul 3, feminin, Carmen, anul 2, Andrei, anul 4 și așa mai departe. Dar și am făcut o primă grupare utilizând link. Putem continua aceste grupări, putem să ne jucăm mai departe. Deci ar fi să facem o grupare utilizând o clauză, o condiție. De exemplu, să grupăm acești studenți în funcție de an. Da? Haideți să vedem cum putem face acest lucru. Din nou, o variabilă var și de data aceasta voi denume această variabilă studenți an, da? Și din nou, from s in students, pentru că aceasta este colecția din care preluăm datele, da? Și atunci voi folosi această clauză where, din nou variabilă s. Cum vreau să fie grupați? În funcție de an, da? Și aici pot să pun o condiție. Pot să pun până la urmă egal 1 și atunci toți studenții care sunt din anul 1 vor fi listați, vor fi grupați, da? Dar să spunem mai mare decât 1, da? Mai mare decât 1, deci toți studenții care sunt începând cu anul 2
Și acum gruparea se va face utilizând acest cuvânt cheie grup, da? Din nou variabila s, by, după, înseamnă acest by, as și voi scrie aici anul. Deci grupează acești studenți în funcție de an, în condițiile în care se respectă această condiție. Deci anul trebuie să fie mai mare decât 1. Da? Așa. Practic, utilizăm același for each, adică voi pasta aici, aici voi scoate în afară acest cod ca să nu le încurce și aici schimb, pentru că de data aceasta am o altă variabilă, și anume studență an, da? Folosim aceeași cheie, până la urmă același lucru, dacă scot acest for each, da? Deci această proprietate ne va lista cheile, cheia după care se face gruparea. Cum facem noi acum gruparea? După an. Câți ani avem acolo? 4, da? Așa, haideți să executăm. Ok. Bun. Și avem 2, 3, 4. De ce avem 2, 3, 4? De ce lipsește? Un lipsește pentru că avem această condiție mai mare decât 1. Dacă scot în afară acesta, atunci ar trebui să avem grupați toți anii, așa cum puteți vedea, 1, 2, 3, 4, pentru că am scos condiția afară, da? Dar eu vreau această condiție pentru că eu vreau să grupez studenții care au depășit anul 1, anul 1, da? Așa, bun. Și acum aici vreau să grupez studenții respectiv. Ați văzut, avem cheia, această proprietate key, după care se face gruparea. După ce se face gruparea în acest caz? După an, da? Și acum aici, practic, da, poate să rămână așa, haideți să listăm. Da, și avem gruparea în funcție de an, da, în funcție de această condiție, anul mai mare decât 1. Și atunci, pe anul 2, avem Carmen, Angela, Olivia, vedeți? Cristian, Cristina, Ionela, anul 3. Anul 4 este doar Andreea, da? Și am făcut gruparea în funcție de an. Putem să facem până la urmă gruparea și în mod alfabetic, dacă dorim. Cum putem face acest lucru? Haideți să vedeți, da? Bun. Ok, până la urmă, haideți să luăm, să copiem aceste linii de cod, pentru că o să le refolosim. Copiem aici. Scoatem în afară acest cod. Așa. Și acum aici facem niște schimbări. Aici voi șterge această linie de cod și voi scrie order by, deci ordonează după nume, așa, și aici gruparea se face tot după nume, dar vreau să se facă gruparea după primul caracter în ordine alfabetică. Deci dacă vreau primul caracter într-un nume, atunci voi folosi 0, da? Pentru că știți că șirurile sunt indexate, da? Și indexarea pornește de la 0, da? Și atunci vreau prima literă de la nume. Așa. Bună, cred că... Îmi cer scuze dacă mai auziți și alte voci aici prin spatele meu, nepoțica este cu mine, mai bine pe aici, prin jurul meu. Așa, dar haide să termin acest tutorial. Bun, acum aici noi trebuie să folosim, am folosit același nume pentru variabil, dar aici atunci ar fi alfabetic. Și atunci aici vom scrie alfabetic. Bun, să scoatem în afară acest for each. Și, cum v-am spus, această proprietate key va, practic, returnează cheia după care se face o grupare. Cum facem noi acum gruparea? Gruparea noi o facem după nume, da? Și atunci, practic, se va lista, se va, așa cum se poate observa în consolă, prima literă cu care începe un nume, da? Și prima literă e, pentru că am folosit acest index 0 aici. Vedeți ce aici avem? Da? Dacă utilizăm acest, această proprietate. Da?
Deci avem A, C, I, O. Deci acestea sunt inițiale sau prima literă din baza de date pe care o avem, da? Bun. Acum, haideți să... Și putem să lăsăm așa, până la urmă. Și acum se va face... Practic se va face, dacă, haideți să scot ăsta în afară acum, să vedeți, se va face gruparea în funcție de nume și în funcție de prima literă, da? Pentru că am aici indexul 0, da? Bun, haideți să listez. Da, și acum, vedeți, Iosif, Ionela, C, Carmen, Cristian, Cristina. A, avem Andreea, Angela. O, avem Olivia și în partea dreaptă avem anul, da? Deci Iosif este anul 1, Ionel este anul 3 și așa mai departe. Dar probabil că veți spune, oh, nu este în ordine alfabetică, da? Avem prima literă și după aceea lista de nume care începe cu acea literă, cu I sau cu C sau cu A, așa cum se poate observa, dar de ce nu sunt alfabetic? Din cauza asta, pentru că am scos în afară acest cod de aici, așa, pentru că practic acest order by le va ordona în mod alfabetic, da? Să salvăm și dăm un start without debugging și acum avem în ordine alfabetică, da? Această grupare a studenților. A, Andreea, Angela, anul 4, anul 2. C, Carmen, Cristian, Cristina, I, Ionel, Iosif, O, Olivia și așa mai departe. Bun. Cam atât am avut de spus pe astăzi. Ați văzut cum putem face gruparea unor date, fie dintr-o bază de date, acum am folosit aici un obiect, o listă, dar putem face aceste grupări exact la fel dintr-o bază de date utilizând link. Ați văzut ce puternic este link-ul și ce multe lucruri putem face și această capacitate de a grupa în funcție de anumite cheie datele pe care le avem fie într-un obiect sau într-o bază de date, fie într-o colecție sau într-o bază de date. Vă mulțumesc că ați participat la acest tutorial și vă aștept în continuare pe lecții de informatică. La revedere!